Numără record de cazuri diagnosticate cu COVID-19. Doar vineri, 184 de persoane au fost confirmate pozitiv, iar numărul pacienților infectați cu noul coronavirus a crescut până la 3110 în țara noastră. A fost atins și un număr record de teste efectuate într-o singură zi, 857 de probe. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății Viorica Dumbrăveanu. Aplicăm aceleași măsuri vis-a-vis de testarea intensă în focarele pe care le înregistrăm. Vis-a-vis de Vulcănești, unde sunt 47 de cazuri, Căușeni, 4 cazuri și ceea ce ține de Cahul, 13 cazuri. Aceste cazuri sunt legate de un eveniment în mod special, adică ține de un eveniment care s-a petrecut în cadrul unei vinării. Viorica Dumbrăveanu a mai anunțat că din numărul total de cazuri noi, 12 persoane sunt angajate la Spitalul Municipal numărul 4 din Capitală, instituție care nu are profil de COVID-19. În ciuda numărului record de îmbolnăviri, șeful statului Igor Dodon a venit cu mai multe propuneri pentru Comisia Situației Excepționale privind anularea mai multor restricții începând cu ziua de luni, 27 aprilie. Se propune ca unitățile comerciale nealimentare de toate tipurile să se permită deschiderea acestor magazine începând cu data de 27 aprilie, cu excepția piețelor și centrelor comerciale. Să se permită ieșirea în parcuri, plimbarea la aer liber, cu asigurarea respectării distanței sociale și în grupuri nu mai mari de 3 persoane. Bugetarii ar putea sta acasă și săptămâna viitoare, iar din 4 mai ar putea fi chemați la muncă. Ultimele decizii ale Comisiei pentru Situații Excepționale urmează a fi anunțate în curând.